Un șofer grăbit nu a acordat prioritate și a lovit o femeie care traversa pe trecerea de pietoni. Incidentul a avut loc vineri dimineață în intersecția din fața gării Constanța. Femeia se deplasa spre serviciu și se angajase în traversarea străzii regulamentar. Șoferul, care dorea să vireze la stânga pentru a intra pe bulevardul Ferdinand, nu a ținut cont de faptul că semaforul indica culoarea verde pentru pietoni și a lovit-o în plin pe constanțeanca angajată în traversarea străzii. Femeia a suferit un traumatism la piciorul stâng și a fost transportată de urgență la Spitalul Județean Constanța. Polițiștii au efectuat cercetări la fața locului pentru a determina circumstanțele în care s-a produs accidentul. Șoferului i-a fost reținut permisul și va fi cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă.